Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 13, versetul 7. Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte Consilier, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, dragi teologi, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Acum un număr de ani, însoțit de câțiva clerici, făceam un pelerinaj prin Asia Mică. Și în momentul în care ne-am oprit în Niceea, oraș care se cheamă acum Iznic, și am zăbovit lângă catedrala Sfânta Sofia, care este o ruină, cu multă nostalgie ne-am adus aminte de Sfântul Împărat Constantin. Și realizam cum el, la 325 de ani după nașterea lui Hristos, acolo, a adunat cel din tâi sinod ecumenic, care a alcătuit prima parte a crezului. Priveam cu nostalgie ruinile bisericii și ne gândeam la îndemnul Sfântului Apostol Pavel. Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri. Vedeți cum și-au sfârșit viața și urmați-le credința. Sfinții împărați Constantin și Elena, în ce privește direcția pe care au dat-o omenirii lumii întregi, pot fi socotiți ca atleți ai lui Hristos. De aceea și slujba sărbătorilor, prin cântările alcătuite de imnografi, tocmai lucrul acesta ne sensibilizează să le realizăm. Iată de pildă troparul, această cântare ce se repetă de multe ori astăzi la sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii mănăstirii de la Aftea. Astăzi, de nenumărate ori, se cântă troparul Sfântului Împărat Constantin și a Sfintei Împărătețe Elena. Și troparul acesta zice, amintindu-ne o întâmplare minunată pe care Dumnezeu a făcut-o cu împăratul Constantin, ajutându-i să câștige lupta cu vrăjmașii săi, chipul crucii tale pe cer văzând și ca Pavel chemarea primind, cel între împărați, apostolul tău, Doamne, împărătească cetate în mâinile tale o a pus. Chipul crucii pe cer văzând. Imnograful ni-l amintește pe Sfântul Împărat Constantin, care s-a dumirit și a devenit credincios datorită minunii și nu numai, pe care Dumnezeu a făcut-o pentru el. S-a arătat crucea pe cer. O cruce luminoasă, un fenomen luminos. Așa cum și lui Pavel atunci când a fost convertit și s-a întors la creștinism, un semn minunat i s-a arătat pe cer, lumina cea necreată. De fapt, iubiți frați și surori, apostolul ce se citește la această sărbătoare, lucrul acesta ni-l aduce aminte. Plecând de la tropar, Sfântul Împărat, văzând crucea pe cer, ca și oarecând Sfântul Pavel,
s-a convertit. Și această întâmplare o relatează apostolul de astăzi. Sfântul Pavel era întemnițat la Cezarea, o vestită cetate antică din Țara Sfântă, pe care pelerinii ce trec acum pe acolo, aproape de Tel Aviv, o pot vizita. Ei, în cetatea Cezarea, fiind închis, Sfântul Apostol Pavel a primit permisiunea de a grăi, de a bine vesti în fața procuratorului roman Festus și a regelui Agripa. Și el, ajutat de Duhul Sfânt, dorea să fie convingător și să-i facă pe cei doi să creadă în Domnul Iisus Hristos. Cei doi erau oameni sceptici, așa cum se socot și oamenii realiști de astăzi. Și Sfântul Pavel a început cu acest cuvânt. De ce socotiți voi lucrul de necrezut că Dumnezeu înviază pe cei morți? Le vorbea de învierea morților, de faptul că viața noastră n-ar avea sens dacă morții nu înviază. De ce socotiți voi oare de necrezut că Dumnezeu înviază pe cei morți? Eu unul am socotit în sinea mea că față de numele lui Iisus Nazarineanu trebuie să fac multe împotrivă. La început era împotrivă. Ceea ce am și făcut în Ierusalim. Și pe mulți dintre sfinți am închis în temnițe cu puterea pe care o luasem de la arhierei. Iar când erau dați la moarte, mi-am dat și eu încuvințarea și îi pedepseam adesea prin toate sinagogile și îi sileam să hulească și, mult înfuriindu-mă împotriva lor, îi urmăream până și prin cetățile din afară. În felul acesta, mergând și la Damas cu putere și cu însărcinare de la arhierei, am văzut o rege, la amiază, în calea mea, o lumină din cer mai puternică decât strălucirea soarelui, strălucind împrejurul meu și a celor ce mergeau împreună cu mine. Lucrul acesta s-a întâmplat, rege. Minunea lui Dumnezeu care m-a făcut să mă convertesc, să mă întorc de la necredință la credință și de la diavol la Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să-l faci și tu. L-a făcut Sfântul Pavel, care mai apoi, în versetul ce vi l-am citit, ne spune și nouă, uitați-vă și voi înainte ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei și cum s-au convertit oamenii. Și convertiți-vă și voi, uitați-vă cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Și Sfântul Împărat Constantin a devenit apoi mărturisitorul lui Hristos, episcopa celor de din afară, zic istoricii, chivernisind lucrurile în așa fel încât creștinismul să ia amploare în tot Imperiul Roman. Și am făcut aceste considerații plecând de la troparul sărbătorii. Chipul crucii tale pe cer văzând și ca Pavel chemarea primind, cel între împărați, apostolul tău, Doamne, împărătească cetate, în mâinile tale a pus-o. Împărătească cetate a Constantinopolului, pe care a ridicat-o tocmai el. Iar mama lui Elena, înflăcărată fiind de dragostea lui Hristos, a străbătut în Imperiu în lung și în lat. Ea a fost cea care a găsit crucea la Constantinopol. Din îndemnul ei, Constantin a ridicat multe biserici, inclusiv Biserica Sfântului Mormânt, sigur, care a mai fost refăcută și altele și altele. Și atunci, Sfântul Pavel ne îndeamnă ca să ne uităm în urmă la cei care s-au dumirit, s-au convertit și apoi au fost ucenicii lui Hristos pe viață și pe moarte. Acum tot cântările de la această sărbătoare încearcă să sublinieze
virtuțile Sfântului Împărat Constantin, pe care noi, ascultând de Sfântul Apostol Pavel, ar trebui să le urmăm. Și zicea o cântare de la vecernia de aseară așa: Dat-ai, Doamne, împăratului tău, Constantin, blândețea lui David, înțelepciunea lui Solomon și dreapta credință a apostolilor. Măcar aceste trei virtuți, dacă le-am putea imita. Blândețea lui David, înțelepciunea lui Solomon și dreapta credință a apostolilor. În ce privește blândețea lui David, dacă citim psalmii, ne vom... Duminica așa a fost, a fost un om blând. Iar în ce privește înțelepciunea lui Solomon, feciorul său, înțeleptul Solomon, citim în cartea înțelepciunii lui Solomon că, de fapt, el, lucrul acesta e la cerul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a covârșit și cu multe, multe alte daruri, dar el a cerut numai înțelepciune. Și citim în cartea înțelepciunii lui Solomon, în capitolul 9, cum s-a rugat Solomon: Dumnezeule al părinților și Doamne al milei, Cel ce ai făcut toate cu cuvântul tău și cu înțelepciunea ta ai rânduit pe om ca să stăpânească peste zidirile cele făcute de tine și să cârmuiască lumea cu cuviință și cu dreptate și cu suflet drept să facă judecată, dă-mi mie înțelepciunea care stă aproape de scaunul tău și nu mă lepăda dintre slujitorii tăi. Acest verset ar trebui să-l repetăm și noi. Dă-mi mie înțelepciunea care stă aproape de scaunul tău și nu mă lepăda dintre slujitorii tăi. Căci robul tău sunt eu și fiul roabei tale, om slab și cu viață scurtă și puțin destoinic să înțeleg judecata și legile. Căci chiar când ar fi cineva desăvârșit între fiii oamenilor, de-i va lisi înțelepciunea cea de la tine, cu nimica toată se va socoti. Dacă n-avem înțelepciune, cu nimica toată ne vom socoti. Sigur că atunci când este vorba de această înțelepciune, e vorba de a avea simțul deosebirii lucrurilor. Începutul înțelepciunii este frica lui Dumnezeu. Să punem accentul pe ceea ce are valoare și să știm da deoparte pe ceea ce este nesemnificativ. Deci cântarea sfântă de la sărbătoarea de astăzi spune că Dumnezeu i-a dat împăratului Constantin blândețile lui David, înțelepciunea lui Solomon și dreapta credință a apostolilor. Mai ales această credință dreaptă ar trebui să o râvnim, să o cerem Domnului Hristos și să le cerem Sfinților Împărați Constantin și Elena să se roage pentru noi ca și noi să căpătăm dreapta credință a apostolilor. Această credință dreaptă la care au ținut înaintașii noștri și pentru care au luptat și uneori chiar cu prețul vieții. Locul în care ne găsim, mănăstirea de la Arteia, este locul în care s-a nevoit Sfântul Sofronie. Ori el, pentru credința lui, pentru credința Bisericii Ortodoxe, pentru neamul său, ca să nu se rătăcească de la adevăr, ci să păstreze dreaptă credința, a fost gata de orice jertfă. Viacul nostru este unul relativist. Și atunci, sigur că trebuie să fim oameni pașnici, blânzi și înțelegători cu toată suflarea de sub soare, dar nu putem fi relativiști atunci când este vorba de credință. De exemplu, un ortodox nu poate zice, uitându-se și la alte confesiuni și socotind că toate sunt la fel de bune,
tot un Dumnezeu, au toți un Dumnezeu, i-a făcut pe toți. Dar nu toți se închină lui Dumnezeu după felul în care ne-a lăsat Domnul Hristos, Sfinții Apostoli și Sfinții noștri părinți. Sfântul Sofronie a pătimit pentru credința lui și ceilalți mărturisitori. Și atunci, noi ca și ei, ar trebui să-i ascultăm pe Sfinții Apostoli, pe Sfântul Apostol Pavel, care ne spune să ne uităm cu atenție cum și-au încheiat viața și să le urmăm credința, am zis, într-un viac relativist. Când nu se pune cu înțelepciune accentul pe ce trebuie, ci de multe ori pe nimicuri trecătoare, efemere și fără valoare. Iată de ce ne bucurăm că astăzi Sfinții Împărați ne-au adunat aici, la Mănăstirea Aftea, unde încă o dată, dinpreună cu Părintele Stareț Ioan și cu Obștea Dânsului, dăm slavă lui Dumnezeu. Ne rugăm Sfinților Împărați, ocrotitorii acestei mănăstiri, admirăm misiunea duhovnicească și edilitară ce s-a făcut și se face aici și îl rugăm pe Dumnezeu ca să ne aprindă sufletul cu credința celor de dinainte și băgând bine de seamă cum și-au încheiat viața, să le urmăm credința. Hristos a înviat!